Bună dimineața! Iată că am ajuns la a treia carte din Scriptură, și anume Leviticul. Astăzi vom citi primele patru capitole și vom afla despre instrucțiunile pe care Dumnezeu le dă poporului cu privire la aducerea de jertfe și la ispășirea păcatelor. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Leviticul 1. Arderea de tot. Domnul l-a chemat pe Moise și i-a vorbit din cortul întâlnirii zicând: Vorbește-le fiilor lui Israel și spune-le: Când cineva dintre voi aduce Domnului vreo ofrandă, să vă aduceți ofranda dintr-un animal din turmă sau cireadă. Dacă ofranda lui este o ardere de tot din cireadă, atunci să aducă un mascul fără cusur. Să-l aducă la intrarea în cortul întâlnirii ca să fie plăcut înaintea Domnului. Să-și pună mâna pe capul animalului adus ca ardere de tot și acesta va fi primit în locul lui ca ispășire pentru el. Vițelul să fie înjunghiat înaintea Domnului, iar fiii lui Aron, preoții, să aducă sângele și să-l stropească de jur împrejurul altarului de la intrarea în cortul întâlnirii. Arderea de tot să fie jupuită și tăiată în bucăți. Fiii preotului Aron să facă foc pe altar și să pună lemne în foc. Apoi preoții, fiii lui Aron, să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse în focul de pe altar, iar măruntaiele și picioarele să le spele cu apă. Apoi preotul să le ardă pe toate pe altar ca o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de o aromă plăcută Domnului. Dacă ofranda lui ca ardere de tot este din turmă, din miei sau din capre, atunci să aducă un mascul fără cusur. Să-l înjunghie în partea de nord a altarului, înaintea Domnului, iar fiii lui Aron, preoții, să-i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. Preotul să-l taie în bucăți și să așeze bucățile împreună cu capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar, iar măruntaiele și picioarele să le spele cu apă. Apoi preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de o aromă plăcută Domnului. Dacă ofranda lui pentru Domnul este o ardere de tot din păsări, atunci să-și aducă ofranda din turturele sau din pui de porumbel. Preotul să aducă pasărea lângă altar, să-i desprindă capul și să o ardă pe altar. Sângele ei să-i fie scurs pe o parte a altarului. Apoi să-i scoată gușa cu ce are în ea și să o arunce lângă altar, pe partea de est, în locul pentru cenușă. Să-i rupă aripile fără să le desprindă. După aceea, preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de o aromă plăcută Domnului. Leviticul 2. Darul de mâncare. Când cineva aduce Domnului ca ofrandă un dar de mâncare, ofranda lui să fie din făină aleasă. Să toarne ulei peste ea, să adauge tămâie și să o aducă preoților, fiilor lui Aron. Preotul să ia un pumn din făina aleasă și din ulei, precum și toată tămâia, și să le ardă pe altar ca o jertfă de aducere aminte. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de o aromă plăcută Domnului. Ceea ce rămâne din darul de mâncare să fie al lui Aron și a fiilor săi, ca parte prea sfântă a jertfelor mistuite de foc pentru Domnul. Când aduci ca ofrandă un dar de mâncare copt în cuptor, să aduci niște turte nedospite, făcute din făină aleasă, amestecată cu ulei, sau niște turte subțiri, unse cu ulei. Dacă ofranda ta este un dar de mâncare pregătit pe grătar, să fie o turtă nedospită, făcută din făină aleasă, amestecată cu ulei. Să o rupi în bucăți și să torni ulei peste ea. Acesta este un dar de mâncare. Dacă ofranda ta este un dar de mâncare pregătit pe grătar, să fie din făină aleasă, amestecată cu ulei. Să aduci Domnului darul de mâncare pregătit din aceste lucruri. Când va fi adus înaintea preotului, acesta să îl pună pe altar. Preotul să ia o parte din darul de mâncare și să o ardă pe altar ca jertfă de aducere aminte, o jertfă mistuită de foc, de o aromă plăcută Domnului. Ceea ce rămâne din darul de mâncare să fie al lui Aron și a fiilor săi,
ca parte prea sfântă a jertfelor mistuite de foc pentru Domnul. Niciunul dintre darurile de mâncare pe care le aduceți Domnului să nu fie făcute din aluat dospit, pentru că nu trebuie să aduceți nimic făcut din aluat dospit sau care conține miere ca jertfă mistuită de foc pentru Domnul. Puteți să le aduceți Domnului ca ofrandă a primelor roade, dar să nu fie oferite pe altar ca o aromă plăcută. Orice ofrandă din darurile tale de mâncare s-o sărezi cu sare. Să nu lași să lipsească sarea legământului Dumnezeului tău din darurile tale de mâncare. Să aduci sare la toate darurile tale. Dacă aduci un dar de mâncare Domnului din primele tale roade, să aduci un dar de mâncare din spice proaspete, prăjite la foc și din boabe noi, pisate. Să pui ulei peste ele și să adaugi și tămâie. Acesta este un dar de mâncare. Preotul să ardă boabele pisate și uleiul împreună cu toată tămâia, ca jertfă de aducere a minte. Aceasta este o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului. Leviticul 3. Jertfa de pace. Dacă ofranda cuiva este o jertfă de pace și dacă el o aduce din cireadă, animalul, mascul sau femelă, trebuie să fie fără cusur, așa să fie adus înaintea Domnului. Să pună mâna pe capul ofrandei sale și să o înjunghie înaintea cortului întâlnirii, iar preoții fiii lui Aron să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Apoi, din această jertfă de pace, să aducă o jertfă mistuită de foc pentru Domnul. Să o aducă din grăsimea care acoperă măruntaiele și din toată grăsimea din jurul măruntaielor, din cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și de pe coapse, precum și din membrana ficatului pe care o va desprinde odată cu rinichii. Fiii lui Aron să le ardă pe altar, deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de foc, ca o jertfă mistuită de foc, de o aromă plăcută Domnului. Dacă ofranda lui ca jertfă de pace pentru Domnul este din turmă, să aducă un animal, mascul sau femelă, fără cusur. Dacă aduce ca ofrandă un miel, să-l aducă înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul ofrandei sale și să o înjunghie înaintea cortului întâlnirii, iar fiii lui Aron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. Apoi, din jertfa de pace, să aducă o jertfă mistuită de foc pentru Domnul. Să o aducă din grăsime, și anume toată grăsimea cozii care va fi desprinsă de la șira spinării, grăsimea de pe măruntaie și toată grăsimea din jurul măruntaielor, din cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și de pe coapse, precum și din membrana ficatului, pe care o va desprinde odată cu rinichii. Apoi preotul să le ardă pe altar. Aceasta este o mâncare adusă ca jertfă mistuită de foc pentru Domnul. Dacă ofranda lui este o capră, atunci să o aducă înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul ei și să o înjunghie înaintea cortului întâlnirii, iar fiii lui Aron să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Apoi să aducă din ofranda sa o jertfă mistuită de foc pentru Domnul. Să o aducă din grăsimea de pe măruntaie, din toată grăsimea din jurul măruntaielor, din cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și de pe coapse, precum și din membrana ficatului, pe care o va desprinde odată cu rinichii. Apoi preotul să le ardă pe altar ca o jertfă de mâncare mistuită de foc, de o aromă plăcută. Toată grăsimea este a Domnului. Aceasta să fie o hotărâre veșnică de-a lungul generațiilor voastre în toate locuințele voastre. Să nu mâncați grăsimea și să nu mâncați sângele. Leviticul 4. Jertfa pentru păcat. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: Vorbește-le fiilor lui Israel și spune-le: Când va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului, care nu trebuie încălcate, și încalcă una din ele, dacă cel ce păcătuiește este preotul care a primit ungerea, aducând astfel vina asupra poporului, va trebui să-i aducă Domnului pentru păcatul comis un taur fără cusur din cireada sa, ca jertfă pentru păcat. Să aducă taurul la intrarea în cortul întâlnirii, înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul taurului și taurul să fie înjunghiat acolo, înaintea Domnului. Preotul care a primit ungerea să ia din sângele taurului, să-l aducă în cortul întâlnirii, să-și pună degetul în sânge și să-l stropească de 7 ori înaintea Domnului,
înaintea draperiei despărțitoare a lăcașului. Preotul să ungă cu sângele coarnele altarului tămâierii, care este în cortul întâlnirii, înaintea Domnului, iar restul sângelui taurului să-l verse la baza altarului arderilor de tot, care este la intrarea în cortul întâlnirii. Apoi să ia toată grăsimea taurului adus ca jertfă pentru păcat, și anume grăsimea de pe măruntaie și grăsimea din jurul măruntaielor, cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și de pe coapse, precum și membrana ficatului care trebuie desprinsă odată cu rinichii. Preotul să ia aceste părți, așa cum sunt luate de la animalul adus ca jertfă de pace, și să le ardă pe altarul arderilor de tot. Dar pielea taurului, toată carnea lui, capul, picioarele, măruntaiele și balega, adică ce a rămas din taur, să le ducă într-un loc curat în afara taberei, acolo unde se aruncă cenușa de la grăsime, și să le ardă într-un foc făcut din lemne. Trebuie să fie arse acolo unde se aruncă cenușa. Dacă toată comunitatea lui Israel va păcătui din greșeală și lucrul acesta este ascuns de ochii adunării, dacă încalcă una dintre poruncile Domnului, care nu trebuie încălcate, și se face astfel vinovată, când păcatul pe care l-a comis va fi descoperit, adunarea va trebui să aducă drept jertfă pentru păcat un taur din cireadă. Să-l aducă înaintea cortului întâlnirii, iar bătrânii comunității să-și pună mâinile pe capul taurului în prezența Domnului și taurul să fie înjunghiat acolo, în prezența Domnului. Preotul care a primit ungerea să ia din sângele taurului, să-l ducă în cortul întâlnirii, să-și pună degetul în sânge și să stropească cu el de 7 ori înaintea Domnului în fața draperiei. Apoi să ungă cu sânge coarnele altarului, care se află înaintea Domnului, în cortul întâlnirii, iar restul sângelui să-l verse la baza altarului arderilor de tot, care se află la intrarea în cortul întâlnirii. Toată grăsimea taurului s-o ia și s-o ardă pe altar. Acest taur să fie jertfit la fel ca taurul jertfei pentru păcat. Așa să facă preotul ispășire pentru ei și vor fi iertați. Ce rămâne din taur să fie dus în afara taberei și să fie ars, la fel cum s-a ars și ce a rămas din primul taur. Aceasta este o jertfă pentru păcat adusă pentru adunare. Când un conducător va păcătui și va încălca fără voie una dintre poruncile Domnului Dumnezeului său, porunci care nu trebuie încălcate, și se face astfel vinovat, sau când păcatul pe care l-a comis este adus la cunoștință, va trebui să aducă drept ofrandă un țap fără cusur. Să-și pună mâna pe capul țapului și acesta să fie înjunghiat în locul unde se înjunghie arderile de tot înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru păcat. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei pentru păcat și să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să-l verse la baza altarului arderilor de tot. Apoi să ardă toată grăsimea pe altar, la fel cum se arde grăsimea de la jertfa de pace. Așa să facă preotul ispășire pentru păcatul acestuia și va fi iertat. Dacă vreunul din poporul țării va păcătui fără voie, încălcând una dintre poruncile Domnului, care nu trebuie încălcate, și se va face astfel vinovat, sau dacă păcatul pe care l-a comis este adus la cunoștință, atunci să aducă drept ofrandă pentru păcatul pe care l-a comis o iadă fără cusur. Să-și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat și aceasta să fie înjunghiată în locul unde se aduc arderile de tot. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei și să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să-l verse la baza altarului. Să ia apoi toată grăsimea, la fel cum se ia grăsimea de la jertfa de pace, și să o ardă pe altar, căci aceasta este de o aromă plăcută Domnului. Așa să facă preotul ispășire pentru omul acela și va fi iertat. Dacă ofranda pe care o va aduce este un miel ca jertfă pentru păcat, să aducă o femelă fără cusur. Să-și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat și aceasta să fie înjunghiată în locul în care sunt înjunghiate arderile de tot. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei pentru păcat și să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să-l verse la baza altarului. Să ia apoi toată grăsimea, la fel cum se ia grăsimea de la jertfa de pace, și să o ardă pe altar, deasupra jertfelor mistuite de foc pentru Domnul. Așa să facă preotul ispășire pentru păcatul pe care omul acela l-a comis și va fi iertat.
Te felicit pentru că ai ascultat pasajul biblic pentru astăzi. Poate că nu este o imagine plăcută aceasta a jertfelor, a acestor animale sacrificate. Însă trebuie să înțelegi faptul că ele arătau spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Arătau de asemenea spre realitatea crudă a păcatului, și anume păcatul este moarte, dar și spre speranța iertării în Iisus Hristos, adevărata jertfă care ne dă eliberare din păcat. Hristos a plătit prețul pentru ca tu să trăiești. Bucură-te astăzi de viață, bucură-te de timpul pe care ți-l dă Dumnezeu și ridică-ți ochii spre cer, mulțumindu-i aceluia care te iubește cu o iubire veșnică. Alături de Dumnezeu, astăzi să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!